ziua, bine ați venit aici din nou cu informații foarte proaspete și foarte utile astăzi pentru voi. Pentru că a venit vara și pentru că vă gândiți cu siguranță ce să faceți cu copiii voștri, să fructificați fiecare moment al acestei vacanțe, astfel încât ei în toamnă să fie niște campioni în orice domeniu pe care și-l aleg. Am astăzi un invitat super, super, super venit direct din Anglia, de acolo de la studii, dar vă voi spune după câteva momente de publicitate exact ce trebuie să faceți să aveți copiii campioni în domeniul pe care îl alegeți voi sau ei. Am revenit cu informații pentru voi. Suntem aici doar pentru voi și știu că vă interesează să aflați cum ar trebui vara aceasta să vă comportați cu copiii voștri, astfel încât să recupereze din timpul pierdut în pandemie, să devină mai buni, să devină campioni în domeniul lor. Sorin Badea este alături de noi, psiholog școlit prin Marea Britanie, cu influențe și cu informații noi. Și specializat, foarte interesant, eu nu auzisem până acum de așa ceva, specializat pe partea de performanță, chiar performanță sportivă. Deci iată, și psihologii sunt împărțiți așa pe ramuri și e bine să te focusezi și Halep și Tecău și mari campioni au câte un psiholog sportiv în afară de psihologul cel de suflet, să zic așa. Există un psiholog sportiv. Hai să vorbim puțin despre copiii care se uită acum la noi, părinții care se uită acum la noi, bunicii care se uită acum la noi și să învățăm puțin ce înseamnă să-ți dorești să performezi într-un domeniu, să-ți dorești să fii campion, să-ți dorești să fii bun, să-ți dorești să fii mai bun sau cel mai bun la școală, în sport sau în tot ceea ce faci. Da, mulțumesc pentru invitație. Într-adevăr, psihologia performanței este puțin diferită față de psihologia normală. Se concentrează foarte mult pe potențial și pe ceea ce poate să facă realmente individul în acel moment. Este diferită de psihoterapie, pentru că în psihoterapie intri mai mult în partea de traume sau de alte probleme ce țin de psihic. Este foarte important ca toată această idee de performanță să vină din familie, să vină ca rezultat al valorilor pe care părinții le transmit părinților. Performanța nu vine pur și simplu, deoarece necesită efort. Ea trebuie să vină ca rezultat al dorinței copilului și acea dorință vine deoarece el conștientizează beneficiile care vin odată cu performanța și cu obținerea rezultatelor foarte bune. Este un mediu foarte plăcut, este un mediu care îl provoacă foarte mult pe copil să se dezvolte și este un mediu în care orice copil ar trebui să fie pus pentru a ajunge într-un punct psihologic foarte bun. Să ajungă, practic, un adult funcțional. Da, ce faci totuși să ajungi în situația în care copilul chiar să-și dorească să fie cel mai bun? Pentru că câteodată se întâmplă ca dorințele noastre să se suprapună sau nu peste cele ale copilului. Dacă eu mi-am dorit să fiu campioană, da? Dau un exemplu. Asta nu înseamnă că trebuie să pun presiune pe copil și să-l frustrez de tot ce înseamnă, nu știu, viață, copilărie, tocmai pentru că eu am vrut să fiu campioană sau eu am vrut să fiu medic și atunci împing copilul meu către medicină de la naștere pentru ca el să-mi îndeplinească mie ceea ce n-am reușit să obțin în viață. Cum facem să învârtim acele rotițe astfel încât să n-ajungem un stres și o obsesie și să scăpăm copilul din mâini atunci când el are posibilitatea să plece, efectiv să nu-l mai poți coordona, pentru că el își dorește cu totul altceva.
Într-adevăr, problema aceasta este foarte des întâlnită. Sunt părinți care și-ar fi dorit să facă și ei mult mai multe în viață, însă, din cauza contextelor, s-a întâmplat ca acele lucruri să nu le obțină. Și ei, practic, își doresc să trăiască prin reușitele copilului, ceea ce pune foarte mare presiune pe copil pentru a se asigura că nu se ajunge în punctul acela și că un copil face ceea ce face de plăcere, trebuie în primul rând să fie explicate foarte clar valorile, trebuie să fie explicat foarte clar ce anume obține el din procesul în sine, trebuie să fie ajutat astfel încât să-și dezvolte și încrederea ca să se ducă bucuros la antrenament, să se ducă bucuros în competiții, pentru că el știe că poate să facă asta. Și de asemenea, atunci când relația cu părintele este una stabilă, atunci copilul se simte cu atât mai încrezător și cu atât mai dornic să obțină rezultate, deoarece asta o să-l ajute pe el să primească aprecierea și implicit validarea părintelui. Și performanța bazată pe valori, și anume performanța bazată pe ceea ce îmi doresc eu versus îmi e teamă de lucruri și asta mă face să fiu tensionat și vreau să câștig, întotdeauna să câștige. Performanța bazată pe valori, performanța bazată pe înțeleg de ceea ce fac, de ce fac ceea ce fac, este important pentru mine, vreau să-i fac pe părinți mândri, știu că și dacă o să pierd, ei tot o să fie acolo lângă mine. Și tocmai de aceea, cu atât mai mult vreau să câștig. Însă, trebuie lucrat la mici rotițe din capul copilului pentru a-l duce în zona aceasta de liniște și de competență. Cum se face lucrul acesta? Cum trebuie să lucrezi la acele rotițe? Ce trebuie să faci? Discuția este puțin complexă. Din păcate, antrenorii nu lucrează la psihicul sportivilor. Din păcate, ceea ce trebuie făcut este mai întâi înțeles ce anume trebuie schimbat. Pot să fie niște convingeri limitative, pot să fie niște tipare de gândire, de exemplu, mă concentrez pe ceea ce este în afara puterii mele de control, mă concentrez pe ceea ce nu pot să controlez, mă concentrez pe probleme, când pentru a deveni campion, pentru a deveni până la urmă un adult funcțional, trebuie să schimbi aceste mici rotițe. De exemplu, indiferent ce se întâmplă, mă concentrez pe ceea ce pot să controlez. De exemplu, felul în care acționez, felul în care răspund, felul în care privesc lucrurile din jur, mici tipare care au un efect foarte mare, pentru că în momentul în care mă concentrez pe ceea ce pot să controlez, atunci îmi asum și responsabilitatea pentru acele lucruri. Și de asta au și nevoie copiii, să învețe, să conștientizeze de ce anume sunt responsabili. Să se antreneze, să lupte și să-și dezvolte mintea. Să ajungă la un punct în care, indiferent cine este în jurul meu, indiferent care mi este adversarul, eu dau tot ce pot pentru că asta e în puterea mea. Ai observat că sunt foarte mulți copii care fac sport și care la un moment dat renunță. Sau invers. Chiar ascultam astăzi un interviu apropo de campionul nostru la not. S-a apucat mult mai târziu de sport, dar asta nu înseamnă că nu a avut resursele și ambiția să recupereze faptul că a pierdut poate startul copilăriei fragede și s-a apucat la 9 la 10 ani de not. Ce faci în momentele acelea? Cum faci să echilibrezi psihicul unui sportiv, chiar dacă el ajunge în momentul în care vrea să renunțe? Cum îl motivezi? Trebuie create diferite mecanisme. Și până la urmă asta se întâmplă și la școală, nu? Cum era pe vremea noastră. Luai locul întâi, nu luai locul întâi, note și așa mai departe. Ce faci să îți determini copilul să meargă înainte chiar și când nu este cel mai bun? Și să își dorească să fie mai bun decât ieri și nu neapărat mai bun decât colegul lui. Așa cum am zis și înainte, performanța care este bazată pe valori este cea care duce la rezultate. Ce înseamnă asta? Copilul conștientizează acel de ce din spatele tuturor acțiunilor. Și pentru că el știe de ce fac asta, pentru că asta mi-aduce autodisciplina, asta o să mă facă mai puternic, asta o să mă facă mai capabil, atunci, indiferent de obstacolele pe care el
trebuie să le înfrunte, chiar dacă o să fie doborât deseori, atunci el o să continue, deoarece el primește acea energie. El își ia energia de la procesul în sine, nu de la obținerea rezultatului. Poți lucrul acesta să-l explici unui copil? Da. Și să-și înțeleagă esența? Da. Da, în momentul în care le scoți obsesia din cap că ceea ce mă face pe mine destul de bun este medalia pe care o am. În momentul în care și părinții scot asta din mintea lor că tu ești bun dacă primești dacă o să câștigi locul 1, 2 sau 3, restul nasol. Păi stai așa, cum rămâne cu tot antrenamentul? Să zicem că ai fost la antrenament 8 luni de zile și ai dat constant peste 65-70%. Cum rămâne cu tot efortul acela? Cum rămâne cu toate luptele interne pe care le-ai câștigat? Cum rămâne cu toate momentele grele peste care ai trecut? Doar pentru că nu ai câștigat medalia în sine, asta înseamnă că nu ești destul de bun? Și atitudinea aceasta, autodisciplina pe care el o câștigă în tot timpul procesului, o să-l propulseze pe el să treacă prin orice obstacol care îi apare în cale. E vorba de procesul în sine, nu de rezultat. Dar toate lucrurile acestea trebuie aduse în conștientul copilului prin întrebări. Că dacă te duci doar la el și îi arunci în biblioteca minții lui și iei un dosar cu file, ok, cu informații, îl arunci acolo, hai să spun eu cum stau lucrurile. Mai e încă un dosar, îl arunci acolo, hai să spun eu cum stau lucrurile. Copilul nu conștientizează. Cum ajunge să conștientizeze? Prin discuții. Discuții bazate pe întrebări. Dar de ce? Dar de ce asta și de ce nu e asta? Dar de ce să vrei autodisciplină? Dar de ce e importantă? Dar de ce trebuie să fii competent? Dar de ce trebuie să poți să te integrezi într-un grup? Dar de ce? Și pentru că el conștientizează și are și sprijinul părinților și are și sprijinul antrenorului și activitatea în sine îi dă energie pentru că se simte capabil, ceea ce îi dă și stimă de sine, îl face să se simtă bine în pielea lui, atunci ce poate să-l mai oprească? E bine să încurajezi un copil așa la extrem și să-i spui ești cel mai bun, ești foarte bun, ești minunat? Nu. Sau din potrivă, vezi că ai multe lucruri de învățat, Georgica e mai bun decât tine, de ce nu ești tu ca el? Sau unde trebuie să... Comparația aceasta cu unde ceilalți trebuie valsul copii? să înceapă să funcționeze? Foarte mulți părinți au tendința de a-și compara copiii cu ceilalți, cumva în subconștient gândindu-se că dacă eu îl compar cu el și el își dă seama că este mai slab, asta o să-l motiveze pe el să devină mai bun. Însă, de fapt, el obține reversul medaliei. Copilul o să se simtă că nu este destul de bun, că nu este apreciat și cu atât mai mult că figura autoritară supremă, părintele, îl consideră nu îndeajuns de bun. Acum, feedback-ul pozitiv are cel mai mult valoare atunci când este dat prompt, când copilul face progres, când copilul face o acțiune bună. Să nu fie cuvinte goale. Un lucru pe care eu l-am detestat în Anglia a fost faptul că copiilor li se spunea bravo, excelent, minunat, pentru orice lucru mic, nesemnificativ pe care îl făceau. Și atunci când ei ajungeau să facă într-adevăr ceva foarte bine, ce a presupus mult efort și progres, așa, și li se spunea bravo, pentru ei acele cuvinte nu prea mai au valoare. De ce? Pentru că le aud mereu. Așadar, cel mai bun lucru pe care îl poate face și un antrenor, dar și un părinte, este să fie atent la micile lucruri pe care le face un copil și să le observe și atunci să dea un feedback pozitiv. Uite, îmi place că acum nu te-ai mai enervat, nu te-ai mai enervat din cauza acelui lucru. Săptămâna trecută și cealaltă săptămână chiar ai făcut o reacție, ai avut o reacție aiurea. Uh-huh. Acum e foarte bine. Uite, săptămâna asta te-ai dus la antrenament de 4 ori pe zi, de 4 ori. Luna trecută te-ai dus doar de 2 ori. Foarte bine. Și în felul ăsta, copilul începe să capete încredere în el, pentru că el nu conștientizează progresul pe care îl face. Nu-și dă seama de el. Și pentru că vine feedback-ul pozitiv de la părinte, da, mă, uite. Uite că pot.
Foarte interesant și am dorit tare mult să abordez subiectul acesta cu un specialist pe parte de performanță sportivă și pentru că nu se pune foarte mult accent nici în școli, nici în cluburile sportive pe lucrul acesta și rarisim se abordează sectorul acesta, dar și pentru că pe noi părinții în această perioadă a vacanței observ că din ce în ce mai mult ne preocupă activitățile sportive ale copiilor, ceea ce este fantastic de bine, iar noi încurajăm sportul și gândirea sănătoasă. Mulțumesc tare mult! Mulțumesc și eu. A fost o primă întâlnire și sper să fie cu folos pentru cei de acasă. Felicitări în continuare și un gând frumos pentru domnul psiholog. Ardes.ro, pentru că într-o minte sănătoasă stă un trup sănătos și invers. Mulțumesc frumos! Dăm legătura la Cristi.